Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pregătit taroscopul săptămânii 19-25 octombrie 2020. Nu știi ce e un taroscop? E foarte simplu, e o etalare de tarot făcută pentru fiecare zodie în parte. O să extragem câte o carte de tarot pentru fiecare zodie în parte și o să o clarificăm cu acest set de Everyday Tarot sau tarot de zi cu zi. O să clarificăm energia generală, de dragoste, de sănătate și de bani sau carieră pentru fiecare zodie în parte. Vreau să subliniez că această etalare este una generală, chiar dacă ne uităm la fiecare în zodie în parte. Trebuie să iei din această etalare doar ceea ce se aplică pentru tine. Eu nu citesc viitorul. Viitorul rămâne în mâinile voastre. Eu doar interpretez energia săptămânii și vă dau o hartă ca să fiți pregătiți, ca să puteți să luați deciziile cele mai bune pentru voi, să fiți informați din timp, astfel încât să puteți profita de oportunitățile care vă ies în cale și să puteți să evitați riscurile care vă ies în cale. Dacă vrei informații în plus, urmărește-mă pe Instagram sau Facebook, unde pun etalări zilnice. În fiecare zi mă uit la energia de dragoste, sănătate, bani și carieră. Într-adevăr, etalările astea sunt în engleză, dar dacă vreți să le fac și în limba română, lăsați un comentariu sub acest video și o să le traduc și în limba română. Dacă ești pentru prima oară pe canalul meu, te invit să te abonezi la canalul meu, Relax, Relax e gratis, nu te costă absolut nimic, trebuie doar să găsești butonul de subscribe sau de abonare, care este sub acest video, să apeși pe el și, bineînțeles, să apeși pe clopoțelul de lângă ca să fii anunțat de fiecare dată când pun material nou pe canal. Orice like, orice share, orice comentariu mă ajută foarte mult. Vă rog, lăsați-mi un comentariu cu zodia din care sunteți, pentru că dacă ne cunoaștem mai bine, cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât voi putea și eu să îmi adaptez mesajul mai bine pentru nevoile voastre. Bun, și acum hai să începem. Mesaje pentru toate zodiile. Pentru săptămâna 19-25 octombrie 2020. Din acest set de tarot, acest set superb de tarot, Golden Universal Tarot, voi extrage câte o carte pentru fiecare zodie în parte. Dacă vă interesează seturile de tarot pe care le folosesc, găsiți niște link-uri de afiliere în descrierea acestui video. Bun, hai să vedem. Să mai amestecăm o dată cărțile. Bun. Vom extrage mesaje pentru săptămâna 19-25 octombrie, pentru Berbec, pentru Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Energia acestei săptămâni pentru toate zodiile are la bază șasele de monede, o săptămână în care vom simți un impuls intern să-i ajutăm pe cei din jur, în care ar fi bine să ne urmăm acest impuls de a face acte de caritate, o săptămână perfectă pentru a face acte de caritate, pentru a ajuta pe cei din jur. Dacă ne așteptăm la un ajutor din partea cuiva, mare atenție că s-ar putea să nu fie pe măsura așteptărilor voastre acest ajutor, da? Să vi se pară că sunt doar niște firmituri. Asta e o lecție pentru toată lumea, o lecție foarte importantă, să nu ne mai creăm așteptări de la cei din jur. Pentru că așteptările sunt cele care ne aduc dezamăgiri de altfel. O energie interesantă pentru această săptămână, pentru toate zodiile.
Și un reminder, da, așa doar o mică notiță de subsol pentru cei care vreți să ajutați pe cineva săptămâna asta, că faceți acte de caritate sau că ajutați un coleg sau ajutați un membru al familiei sau un vecin, pe oricine ajutați săptămâna asta, nu vă aștept, nu vă creați așteptări cu privință la recunoștința pe care persoanele respective ar trebui să vă arate, da? Dacă faceți o faptă bună, faceți-o din toată inima, fără să vă așteptați la o anumită răsplată. Răsplata pentru faptele noastre bune o vom primi în alt plan al existenței. Bun. Și acum, hai să începem cu zodia berbecului. Pentru toți cei care aveți soarele în berbec, luna sau ascendentul în berbec. Da, dacă vreți un pic mai multe detalii cu privire la ce este zodiacul solar, zodiacul lunar sau din punct de vedere al ascendentului, stați cu ochii pe canal pentru că vă pregătesc o serie foarte interesantă de podcasturi pe această temă în care o să explic pas cu pas exact ce e un ascendent, cum îl calculăm, cum îl putem afla foarte simplu și pe gratis, ce e zodia solară, da, zodiacul pe care toți îl cunoaștem, da, și cu care ne identificăm cel mai des. Și ce este zodiacul lunar, da, sau cum ne putem identifica prin semnul zodiacal în care luna se afla la momentul nașterii. Bun. Și acum hai să vedem pentru toți cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în berbec. Pentru săptămâna 19-25 octombrie, energia generală pentru voi este șaptele de cupe. Sunteți bulversați, nu știți ce să alegeți. Ori aveți prea multe opțiuni și toate sunt extrem de interesante și toate sunt la fel de apetisante, să spunem, și nu știți între care să alegeți, sau toate sunt la fel de rele și nu știți între care să alegeți. Dacă săptămâna aceasta trebuie să faceți o alegere, să luați o decizie și nu știți, nu, instinctul vostru nu vă spune din prima ce cale trebuie să alegeți, nu e momentul să luați o decizie. Trebuie să mai așteptați. Hai să clarificăm energia aceasta generală, șapte de cupe, ce vrea să transmită pentru toți cei care sunteți zodia berbec sau aveți ascendentul sau luna în berbec, luna natală în berbec. Haideți să vedem ce mesaje suplimentare putem să... o carte care a sărit. Regina de cupe. Sunteți indeciși sau aveți foarte multe opțiuni în privința dragostei. Sau o femeie vă face foarte multe oferte, sau poate mai multe femei vă fac foarte multe oferte și nu știți pe care să o alegeți. Interesantă dilemă să fiți, dragii mei berbeci. Pentru doamnele și domnișoarele berbec, sunt sentimentele voastre care vă nedumeresc cumva, nu știți pe care cale să o apucați. E o poziție interesantă în care să vă aflați. Hai să vedem, să clarificăm puțin pentru dragoste. Șasele de cupe. Ok. O persoană din trecut, fie o persoană din copilărie sau din tinerețe, în funcție de vârsta pe care o aveți, da? Dacă sunteți adolescenți sau la 20 de ani, poate să fie o persoană din copilărie la care vă gândiți. Dacă sunteți pe la 30-40 de ani, poate să fie o persoană din adolescență. Dacă sunteți trecuți de 50-60 de ani, poate să fie o persoană din tinerețea voastră, să spunem, la care vă gândiți. Sau pur și simplu s-ar putea pentru unii dintre voi să fie dorința de a recupera acel sentiment al inocenței copilărești, da? Acea capabilitate de a te bucura din orice, de a fi fericit și cu lucruri mărunte. În dragoste, șasele de cupe poate să reprezinte pentru o parte dintre voi și faptul că vă simțiți protejați în relația în care sunteți. Ok, dar ce nu știți să alegeți?
și lumea exterioară este cea care vă pune în cale aceste 7 cupe din spate, din care nu știți ce să alegeți. Da, va trebui să vă găsiți echilibru emoțional săptămâna asta. Pentru sănătate. Asul de bâte. Un nou început. Va trebui să fiți creativi în ceea ce privește starea voastră de sănătate, să o luați de la capăt și probabil să lăsați în urmă niște obiceiuri mai destructive. Bun, hai să vedem în carieră. Ceea ce privește cariera, afacerile, situația financiară în general, pentru berbeci. Zecele de bâte, vă simțiți copleșiți, împovărați, ca și cum se pun prea multe responsabilități pe umerii voștri în carieră. Și acest 6 de monede de la care pleacă energia acestei săptămâni mă face să cred că pentru voi, dacă pentru aceia dintre voi care săptămâna aceasta o să-și ceară drepturile sau o să ceară o mărire de salar, o poziție mai bună, s-ar putea ca superiorii voștri să vină cu o ofertă care e doar așa peanuts, doar firmituri, niște firmituri cât să vă închidă gura și să puteți să treceți mai departe. O săptămână interesantă pentru berbeci, o săptămână în care Lilith părăsește zodia voastră pe final de săptămână și veți simți o mică ușurare din punctul ăsta de vedere. O săptămână interesantă pentru berbeci. Bun. Hai să vedem pentru zodia Taur, pentru cei care aveți ascendentul sau luna în Taur. Voi aveți lumea. Cu intrarea lui Lilith în zodia voastră, să înțeleg că vi se pune lumea la picioare, dar atenție că această Lilith, acest asteroid este un arhetip feminin foarte interesant. Este arhetipul acelei femei de succes care are, care își canalizează energiile mai mult asupra business-ului, asupra afacerii sale decât asupra familiei și a căminului, dar este acel arhetip feminin care merge împotriva curentului tradițional, da? E interesant pentru că Uranus este încă retrograd în zodia voastră și cu toate acestea, săptămâna aceasta, pentru voi, energia acestei săptămâni este reprezentată de arcana majoră, ultima arcană majoră, de lumea. Puteți să aveți lumea la picioare. Hai să clarificăm această energie pentru Tauri. Pajul de săbii. O să aveți lumea la picioare, dar în același timp riscați să spuneți prea multe, să vă ia gura pe dinainte, să vorbiți fără să știți ce spuneți. Și foarte interesant pentru că Mercur este încă retrograd în semnul de vis-a-vis de voi, în Scorpion, în casa relațiilor, adică aveți grijă la ce și mai ales cum îi spuneți partenerului sau partenerei de viață, pentru că s-ar putea să vă creați singuri probleme, să vă ia gura pe dinainte, să spuneți lucruri care n-ar trebui spuse. Mm-mm. Pentru alții dintre voi, acest paș de săbii reprezintă pur și simplu comunicare mai intensă, da? Și acel Mercur retrograd în casa 7 clar că aduce comunicare intensă. În dragoste aveți Steaua, doar arcane majore, doar cărți foarte importante pentru voi, deci pentru voi săptămâna asta va fi important într-un anumit plan. În plan sentimental, dacă aveți Steaua, poate să vi se împlinească cea mai mare dorință în dragoste. Dar atenție la ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se și împlinească. Și atunci s-ar putea să-ți dai seama că ceea ce ți-ai dorit nu este ceea ce ai nevoie și nu este cum ai crezut tu că o să fie. Da. Deci mare atenție la ce vă doriți și la ce doriți să manifestați, da, să aduceți în realitate săptămâna asta. Bun, hai să vedem în sănătate.
aveți cavalerul de bâte. O victorie. Puteți să fiți victorioși asupra unei probleme de sănătate, dar cu o condiție. Trebuie să demonstrați curaj. Curaj găină către taină. Dacă sunteți curajoși, dacă duceți lucrurile până la capăt, soarta o să fie de partea voastră chiar și atunci când toate șansele parcă sunt împotriva voastră. Curajul este ceea ce vă va aduce victorie în problema asta de sănătate. Bun, și hai să vedem pentru bani, carieră, afaceri. 10 de monede. O carte foarte bună. O carte de împlinire, de finalizare a unui ciclu financiar. Pentru o parte dintre voi există posibilitatea ca o persoană din familie să vă dea un ajutor, să vă dea o moștenire, să se transfere o afacere de familie de la membrii mai în vârstă ai familiei către voi, să moșteniți o afacere, să moșteniți un portofoliu, să moșteniți un portofoliu de investiții, să moșteniți ceva ce o să vă dea stabilitate financiară. Da? Pentru, bineînțeles că nu o să fie pentru toți dintre voi, că n-are cum toți taurii de pe planeta asta, săptămâna asta, să moștenească un apartament sau o afacere sau bijuterii sau whatever, ce lucruri se mai dau moștenire. O parte, alții, cei care nu o să moșteniți lucruri fizice, o să primiți un sfat foarte bun sau o idee foarte bună de la o persoană mai în vârstă pe care o vedeți ca mentor sau ca rol de părinte, da? De profesor, de persoană formatoare în care aveți încredere și este o idee foarte bună, un sfat foarte bun care vă poate aduce mari câștiguri pe viitor. Sper total o săptămână bună pentru tauri. O săptămână foarte bună pentru tauri. Bun. Și acum să vedem pentru zodia Gemeni, pentru ascendentul sau luna în Gemeni. Asul de bâte. Un nou început, fie într-o relație pasională, fie un nou început în legătură cu ceva care vouă vă dă plăcere, cu un proiect artistic, un proiect creativ, o activitate, un hobby, ceva ce vouă vă aduce plăcere în plan personal, da? Hai să clarificăm ce înseamnă acest as de bâte ca energie generală pentru Gemeni în săptămâna 19-25 octombrie. Opa! Nu luăm două cărți. Noul de cupe. Începeți să lucrați la un proiect din care vă așteptați să aveți beneficii pe termen lung. Un proiect care nu o să vă facă nici de cum milionari, pentru că nici asta nu vă doriți asta, nu vă doriți neapărat să câștigați la lot. Este un proiect care să vă aducă mai multă stabilitate în viața voastră, da? Un proiect creativ, un hobby poate, din care să puteți să faceți un anumit venit extra. Dar este și o activitate gen între hobby și antreprenoriat, undeva la mijloc. Aveți șanse foarte mari de reușită dacă o luați pe calea asta săptămâna aceasta. În dragoste. Doi de cupe. Relația perfectă, sufletul pereche. Atenție că acest suflet pereche poate să nu fie neapărat, să nu se refere neapărat la partenerul sau partenera voastră de viață. Poate să fie o prietenie care a fost menită să apară în viața voastră la acest moment. În orice caz este o relație din care obțineți suport și, după cum am spus și la cartea anterioară, mai multă stabilitate. Iarăși prea multe cărți. În sănătate. Șasele de săbi. Luați o decizie conștientă să vă îndepărtați de anumite persoane sau de anumite obiceiuri care sunt destructive pentru voi. Atenție că acest pas dramatic pe care îl faceți săptămâna asta să fie
un pas curat, adică nu cărați după voi cele 6 săbii din trecut care v-au mai făcut rău, lăsați-le în urmă. Da, dacă renunțați la un cerc de prieteni care aveau influențe nefaste asupra voastră, asigurați-vă că lăsați în urmă cu aceste relații și orice resentimente față de persoanele respective. Dar acum e momentul să plecați spre viitor și nu cărați cele 6 săbii după voi, pentru că vă faceți singur rău. Afaceri, bani, carieră. Treiul de bâte. În afaceri, bani și carieră așteptați rezultatele unui proiect la care ați lucrat în trecut. Fie așteptați să primiți un salar din urmă, niște bonusuri din urmă, ceva ce vă este datorat din urmă și lucrurile vin către voi, dar nu sunt chiar în port. Da? Vedeți, aceste corăbii n-au ajuns încă în port, dar se apropie. Cumva corăbile voastre se întorc în port și în curând o să primiți și remunerația pe care o așteptați. S-ar putea să nu fie săptămâna asta, dar în curând. O săptămână interesantă pentru gemeni. Și trecem mai departe la raci. Pentru cei care aveți zodia în rac, ascendentul sau luna în rac, pentru săptămâna 19-25 octombrie, energia generală pentru voi este 6 de cupe. O energie foarte inocentă, dar în același timp foarte fericită, vă simțiți protejați, vă simțiți ca în copilărie când nu aveați nicio grijă sau vă doriți să reveniți la aceste sentimente sau la persoane din copilărie sau din tinerețea voastră, da? Dintr-o epocă sau dintr-o perioadă în care vă simțeați mai fără grijă, mai protejați, mai bucuroși, mai fericiți. Hai să vedem, să clarificăm energia generală pentru raci. Bun. Soarele. Da, vă simțiți ca un copil. Vă simțiți sau căutați, urmați calea către acest sentiment de inocență, de fericire, de a te simți protejat, de a te simți invincibil, pe care l-ai avut la un moment dat în trecut și acum vrei să îl recapeți. Foarte bine. E o energie foarte bună, e o strategie foarte bună. Bravo vouă! În dragoste, pentru raci. Asul de cupe, un nou început. Dacă e cu aceeași persoană sau cu o altă persoană, asta depinde de situația particulară de viața fiecăruia dintre voi. Pentru cei care sunteți singuri sau care doriți să ieșiți dintr-o situație, dintr-o relație, da, săptămâna asta pare o săptămână perfectă pentru voi ca să vă găsiți calea către o nouă relație. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă și nu vreți să părăsiți acest parteneriat, profitați de această săptămână ca să fie ca un nou început pentru voi, da? Să reveniți împreună cu partenerul de viață la acest 6 de cupe, la acest soare, da? La această energie copilărească de fericire, de bucurie. Bucurați-vă de lucrurile mărunte împreună cu partenerul vostru de viață. Lăsați supărările în trecut și luați-o de la zero cu tabla curată, da? Fără bagaj emoțional din urmă, pentru că e o săptămână foarte bună pentru așa ceva pentru voi. Bun. În sănătate. Regele de săbii. În sănătate trebuie să fiți foarte calculați și să aveți o strategie. O strategie pe termen lung. Da? Gândiți-vă unde vreau să fiu peste 10 ani, ce vreau să pot să fac peste 10 ani sau peste 5 ani. Da? Gândiți-vă pe termen lung. Nu știu, peste 5 ani vreau să am încă mobilitate, să fiu încă în formă, să fiu pe picioarele mele, să fiu sănătos sau sănătoasă și începeți să lucrați la acest plan, da? Regele de săbii este arhetipul acelui expert în șah, da? Al șahistului care tot timpul iese câștigător. El tot timpul gândește nu cu o mișcare înainte, cu 10-20 de mișcări înainte. La fel și voi, gândiți-vă cu 10-20 de mișcări înainte în ceea ce privește sănătatea voastră.
Și, bineînțeles, cea mai bună tactică pentru voi la momentul actual este prevenția. Preveniți ca să nu trebuiască să tratați. În carieră, finanțe, afaceri, aveți asul de săbii. O idee nouă, o idee care poate să vă aducă foarte mulți bani, o idee originală sau, pentru o altă categorie dintre voi, adevărul în sfârșit iese la iveală. Dacă ați fost calomniat sau dacă ați avut anumite probleme în afaceri sau anumite dispute în afaceri, da, acum adevărul iese la iveală. Dacă acest adevăr este benefic pentru voi sau nu, depinde de karma pe care ați acumulat-o fiecare. Dar adevărul iese la iveală săptămâna asta. Săptămâna interesantă și pentru raci. Energie foarte frumoasă pentru voi săptămâna asta. Și să trecem mai departe la zodia leu. Pentru cei care sunteți lei, aveți ascendentul sau luna în leu, 10-le de cupe, o energie superbă și pentru voi. 10-le de cupe reprezintă simbolul acesta al unei familii fericite, dar în același timp reprezintă transmiterea de informații, cunoștințe, de avere, de orice te poate ajuta în evoluția ta spirituală sau fizică în acest plan, transmiterea acestor elemente de la o generație la alta, da? 10-le de cupe nu este doar o fericire familială, este coexistența sau coabitarea mai multor generații în același plan și echilibrul dintre aceste generații. Da? Deci nu, 10-le de cupe nu e doar că tu ești fericit cu prietenul sau prietena și aveți o relație ok împreună, ci e genul de carte care integrează ambele familii, și familia ta și familia lui. Mai multe generații care lucrează în sincron una cu alta și se asigură că transmit valorile, obiceiurile, tradițiile și lucrurile de valoare. Nu numai valorile, dar și lucrurile de valoare dintr-o generație în alta. Dacă mă zice american, este generational wealth. E genul de bogăție care se acumulează de-a lungul mai multor generații și nu constă doar în bogăție financiară, ci și în bogăție spirituală, în faptul că știi că ai tot timpul un support system pe care te poți baza, da? O rețea de oameni pe care te poți baza orice ar fi. Bun, hai să clarificăm energia generală pentru lei. Este 7-le de monede. Exact. Ai ajuns într-un moment în care îți permiți doar să privești cum roadele trudei tale cresc, se înmulțesc și dau rezultate. Acum depinde de la persoană la persoană unde ai depus acest efort în trecut. Unii dintre voi ați depus efort în creșterea unui copil și acum în sfârșit vedeți roadele muncii și a efortului depus în educarea acestui copil. Alții ați depus efort într-o afacere și acum în sfârșit începeți să vedeți profituri din urma acestei afaceri. Alții ați depus efort într-o relație și acum în sfârșit vedeți rezultatul efortului în această relație. Depinde de la persoană la persoană. Alții poate că ați lucrat foarte mult asupra voastră, da? Ați încercat să vă învingeți anumite temeri, să renunțați la anumite obiceiuri destructive pentru voi și să vă îmbunătățiți pe voi ca persoană și acum, în sfârșit, voi, dar și cei din jurul vostru, văd aceste rezultate. În dragoste, lumea. În dragoste aveți lumea la picioare, da. E și normal, cu energia săptămânii ca 10-le de cupe, bineînțeles că în dragoste vi se dă orice doriți, dar așa cum am mai spus odată în această citire, atenția la ce vă doriți, că s-ar putea să se și împlinească și problema nu e că se împlinește, problema e că mulți dintre noi, când ni se împlinesc dorințele, ne dăm seama că nu erau ceea ce aveam nevoie. În sănătate, putere. În sănătate ți se cere să fii cât de leu poți să fii. Să demonstrezi putere, forță și consecvență. Că asta e treaba cu cartea asta. E și o carte de consecvență, da? Și trebuie să demonstrezi mai ales putere în a-ți
controla singur impulsurile tale animalice, da? Pentru că această femeie cum controlează ea dita mai bestie, dita mai leu? Prin felul ei de a fi, prin energia pe care o transmite, da? Deci, atenție în sănătate cum vă controlați singur energiile și ce permiteți să intre în câmpul vostru energetic săptămâna aceasta. Și în carieră, bani, finanțe, 8-ul de săbii. În carieră, bani și finanțe vă simțiți blocați, simțiți ca și cum nu e nicio portiță de ieșire, ca și cum cineva v-a pus, sunteți încolțiți, sunteți puși la col și n-aveți cum să scăpați. Ei, bine, aveți o portiță de scăpare, trebuie doar să vă uitați atent în jur, pentru că femeia asta care e aici legată la mâini și la ochi și înconjurată de aceste 8 săbii se simte mai amenințată decât este în realitate, pentru că în realitate picioarele ei sunt libere, poate oricând să plece din această situație. Se află într-o situație în care ea sau el, da, domnilor, și pentru voi este valabil, această persoană se află în această situație pentru că a permis să fie pusă în această situație. Regăsiți-vă puterea, regăsiți-vă leu vostru interior și lăsați acel leu sau acea leoaică interioară să fie regele sau regina junglei, da? Permiteți-vă să fiți voi la adevărata voastră valoare. O săptămână foarte interesantă și pentru lei. Foarte interesant. Bun, hai să vedem. Pentru fecioare. Pajul de cupe. Această carte mi-e foarte dragă pentru că o interpretez tot timpul ca... Da, o interpretez tot timpul ca o ofertă, o ofertă de dragoste, dar e o ofertă care vine din partea unei persoane care e atât de stângace, e atât de imatură în poveștile astea ale sufletului, încât devine așa ușor ridicol, ușor amuzant. Cartea asta pentru mine reprezintă toate acele stângăcenii pe care le vedem în filmele de comedie când un adolescent... sau o persoană mai puțin experimentată îi face o ofertă de dragoste protagonistului sau protagonistei filmului, da? E o carte care mi este foarte dragă pentru că e plină de inocență în ea, adică ok, o să primiți o ofertă de dragoste, o să vi se pară foarte stângace sau foarte ciudată această ofertă, dar nu e din răutate, e pur și simplu din lipsă de experiență și e super cute, adică pajul ăsta de cupe e acel meet cute din filme, știi? Bun. Hai să vedem. Să clarificăm puțin energia acestui paj de cupe. Pentru fecioare, pentru ascendent sau luna în fecioară, pentru zodia fecioarei, pentru săptămâna 19-25 octombrie. Aveți împărăteasa ca și clarificare pentru această energie generală. Bun, asta îmi clarifică puțin această ofertă de dragoste care vine spre voi și mare atenție că persoana asta stângace s-ar putea să fiți chiar voi și să faceți o greșeală copilărească în dragoste. Împărăteasa este arhetipul feminin al mamei, al protectoarei, da, al zeiței feminine, dar este în același timp și o carte care ne arată o perioadă foarte fertilă. Așa că atenție pentru toți și toate care sunteți în zodia fecioarei, care aveți luna sau ascendentul fecioară sau care aveți o grupare de mai multe planete în fecioară. Dacă nu vă doriți săptămâna aceasta să rămâneți însărcinată, asigurați-vă că luați toate măsurile de precauție, pentru că această carte îmi arată că ai o perioadă foarte fertilă și dacă nu vrei un copil acum, ar fi bine să te protejezi. În dragoste, eremitul, bun, asta e cartea care vă reprezintă. Și ce mi-arată asta? Că în dragoste trebuie să fiți voi. Să fii cât de fecioară poți să fii în privința dragostei, adică să-ți trăiești adevărul, să-ți urmezi dorința sufletului, să fii tu fără opreliști, să nu-ți pui anumite piedici, anumite bariere, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă relația asta evoluează și tu nu ai fost
onest cu tine și cu partenerul tău de la început, lucrurile nu o să iasă bine, că nu poți pe termen lung să te prefaci că ești o altă persoană. O parte dintre voi veți vrea să vă izolați de lume. Dacă asta e nevoia sufletului vostru acum, e de înțeles că trecem printr-o perioadă mai ciudată în care oricum zodiile de pământ toate au fost foarte afectate de aglomerarea asta de planete din Capricorn, de Uranus în Taur, da, ok, înțeleg, dacă asta e nevoia sufletului tău, ok, perfect. Dacă nu, sfatul acestei săptămâni este să fii onest cu tine și cu partenerul tău și să fii adevărata ta persoană, să nu-ți pui măști doar ca să-i faci pe plac celelalte persoane, pentru că oricum pe termen lung această strategie nu este sustenabilă. Bun, în privința sănătății. În privința sănătății ai 10-le de bâte. Simți o povară foarte mare. Care o povară foarte mare cu tine, șocari de mult timp și simți că deja nu mai poți, ok, e de înțeles, dar e în puterea ta să lași aceste 10 bute, să zici că ok, până aici le-am cărat, de acum încolo nu mai vreau să car această povară, adică e în mâinile tale, e în puterea ta să faci ceva ca să schimbi situația în care te afli. În afaceri, bani și carieră, magicianul. O carte extrem de mercurială care se potrivește cu zodia ta. Magicianul ne arată că în această săptămână poți să realizezi orice vrei tu în afaceri. Dacă vrei să convingi pe cineva de un proiect, o să găsești exact uneltele necesare, cuvintele potrivite ca să convingi orice investitor să investească în afacerea ta. E o săptămână în care poți realiza foarte multe lucruri, dar trebuie să-ți pui un pic ordine în gânduri și să iei niște decizii. Ce duci mai departe cu tine în viitor și ce nu? Ai 3 arcane majore. Ai toate uneltele de care ai nevoie la dispoziție săptămâna asta. Profită de ele. Bun. Hopa, și să trecem mai departe. Trecem mai departe la balanță, la mulți ani tuturor. Pentru balanțe avem carul. Unele balanțe o să aibă de face cu un rac săptămâna asta. Sau o să fie foarte importantă pentru voi cariera. Ori o să aveți de face cu un rac, ori o să puneți foarte mult accent în carieră. În orice caz, lucrurile se pot mișca cu foarte mare viteză, cu o singură condiție, să vă urmați menirea. Să fiți pe drumul corect pentru voi. Și o să vă dați seama săptămâna asta dacă ați ales calea corectă pentru voi, în funcție de cât de repede se mișcă lucrurile. Dacă lucrurile se mișcă cu viteză, clar, sunteți pe calea corectă. Dacă lucrurile se tot amână și tot durează, poate că e momentul să faceți o schimbare. Bun, hai să vedem. Clarificări pentru zodia balanță, pentru ascendentul sau luna în balanță pentru săptămâna 19-25 octombrie. Bun, când sar foarte multe cărți, nu le băgăm în seamă. Hai să vedem. Bun, clarificare generală pentru balanță, regina de cupe. Aceeași carte care a ieșit și la Berbec, dar la zodia de vis-a-vis de voi, și asta mă face să cred că e aici o corelare. Poate pentru Berbec regina asta de cupe era o balanță, poate pentru balanță regina asta de cupe e un Berbec, sau poate pur și simplu se referă la un partener sau o parteneră în relații sentimentale, pentru că cupele reprezintă sentimente. Și asta înseamnă că acest car care se mișcă repede, fie se mișcă către un rac, către un Berbec, sau către o carieră care să vă împlinească și emoțional, nu doar financiar. Bun, în dragoste. Roata norocului. În dragoste îți cam faci norocul săptămâna asta, dar nu ți-l faci doar pe baza acțiunilor pe care le iei, ci ți-l faci și pe baza karmei pe care ai acumulat-o. În sănătate. 10 de monede. Ok,
când apare în etalări de sănătate sau clarificând topicuri legate de sănătate, această carte îți aduce aminte să te uiți un pic pe arborele tău genealogic, la ce probleme de sănătate au existat în trecut, în familia ta, și să iei aminte la aceste probleme, pentru că s-ar putea la un moment dat, în decursul vieții tale, să te confrunți și tu cu ele. Când apare această carte, îți aduce aminte că prevenția este mai bună decât tratamentul, da? E o strategie mai bună decât a te lupta cu boala odată ce s-a instaurat. Și dacă îți faci o listă de posibile probleme pe care le vei avea în viitor și începi de pe acum să le previi, poți chiar să ajungi să nu te lovești niciodată cu aceste probleme. Foarte interesant. Și un sfat foarte bun pentru voi. Bun. În privința carierei, afacerilor și a problemelor financiare, aveți pajul de săbi. Atenție la ce spuneți. Foarte mare atenție la comunicare. Pentru că Mercur este retrograd, da, ok, este în casa voastră a doua, este în Scorpion, care pentru voi reprezintă casa a doua, casa banilor făcuți prin muncă proprie, Mercur, planeta comunicării, în mișcare aparent retrogradă, suprapusă peste acest paș de cupe, îmi arată că riscați să spuneți anumite lucruri pe care poate nu le-ați gândit până la capăt sau nici nu vă dați seama ce ați spus și aceste lucruri să vă coste în plan financiar în viitor. Da? Deci foarte mare atenție la comunicare, la ce spuneți, la cum spuneți, la cui spuneți și mare atenție, această carte când apare în plan financiar sau de afaceri poate să indice anumite probleme legate de proprietatea intelectuală, de pierderea anumitor drepturi de proprietate intelectuală, de spionaj la nivel de corporații, da? De lucruri care ar trebui să fie confidențiale și pe anumite căi sau din anumite motive, din anumite greșeli, ajung anumite informații la persoane care n-ar trebui să aibă acces la acele informații, da? Mare atenție săptămâna asta. Când trimiți un mail, citește-l de 10 ori, asigură-te că nu ai greșeli de ortografie, de exprimare, că datele pe care le pui acolo sunt într-adevăr corecte, calculează-le de 10 ori și înainte să trimiți un mail, asigură-te că toate persoanele care sunt puse acolo în lista de distribuție chiar trebuie să aibă acces la aceste informații. Dar foarte, foarte, foarte mare atenție pe comunicare săptămâna asta, pentru că poate să-ți creeze mari, mari, mari probleme cu repercursiuni financiare. Bun. Hai să mergem mai departe la scorpioni. Pentru scorpioni, energia generală pentru zodia scorpion, ascendent sau luna scorpion, este temperanța. Această carte reprezintă zodia săgetătorului și când apare ca energie generală pentru voi în această citire, mă duce cu gândul la două lucruri. La casa voastră a doua astrologică, da, la fel ca și la balanță, topicuri legate de bani, de finanțe, de banii pe care îi câștigați din muncă proprie și la nevoia unei temperări în această zonă, da? Nu te arunca cu capul înainte. Dacă ceva sună prea bine, probabil că nu este adevărat. De asemenea, casa a doua mai are o interpretare, pentru că este casa astrologică guvernată în mod tradițional de zodia Taurului, care este vis-a-vis de voi. Este și o casă care se referă la toate lucrurile care ne dau plăcere. La mâncare, la băutură, la parfumuri fine, vacanțe exotice, lucrurile care ne dau plăcere. Atenție la excese. Atenție să nu bei prea mult, să nu mănânci prea mult, să nu faci excese de niciun fel, pentru că o să te coste. Bun. Hai să clarificăm puțin situația pentru zodia scorpionului. Pe 23, soarele intră în zodia scorpionului. Vineri. La mulți ani tuturor celor care o să vă strebați ziua în această săptămână. Și mare atenție! Pentru că două zile după ce soarele intră în zodia scorpionului, se întâlnește cu, surpriză, surpriză, Mercur retrograd. Așa că atenție la ceea ce spuneți și cum spuneți. Atenție la comunicare. Bun, hai să vedem.
clarificări generale pentru Scorpion, Regina de Săbii. Da? Atenție, exact ce spuneam, atenție la ce spuneți și cum spuneți, pentru că Regina asta de Săbii are tendința foarte specifică vărsătorilor, spunem, și o spun cu cele mai bune intenții, pentru că și eu sunt vărsător. Regina asta de Săbii are tendința să spună lucrurile un pic prea direct, să le dea un pic prea pe șleau și să nu pice bine pe urechile tuturor. Așa că atenție la cuvinte, da? S-ar putea să găsești niște cuvinte foarte bine meșteșugite, dar care să taie în carne vie. Și energia generală a săptămânii ne spune că nu e chiar momentul pentru așa ceva, mai ales că Mercur este retrograd. Dacă acum o să tai în carne vie cu cuvintele tale și o să înțepi prea tare, s-ar putea peste câteva săptămâni, când Mercur se întoarce peste această porțiune din zodiac, să regreți lucrurile care le-ai făcut acum. Bun, să vedem în dragoste. Cavalerul de Bâte. O ofertă. O ofertă care vine fulgerător. Vine foarte rapid, vine cu foarte multe promisiuni. Cineva care îți promite marea și sarea, luna de pe cer. Și știi care e partea cea mai interesantă? Că această ofertă are sors de izbândă. Cu o singură condiție. Să demonstrezi curaj. Ori scorpionii nu sunt cei mai buni la demonstra curaj în lucruri legate de dragoste și de sentimentele lor, pentru că scorpionii au tendința să își țină sentimentele foarte bine protejate. Partea interesantă e că acest cavaler de bâte, pentru că este o persoană care acționează cu atât de mult zel, cu atât de multă fervoare și intențiile acestui cavaler de bâte vin dintr-o zonă atât de pură și de onestă a inimii sale, încât chiar are sort de izbândă. Și cineva care este interesat de un scorpion sau de o scorpioană săptămâna asta, chiar are sort de izbândă dacă dă dovadă de curaj. Așa că, pentru toți cei interesați de scorpioni, asta e săptămâna în care puteți să-i cuceriți. Go get them! În sănătate aveți steaua. Steaua este cartea care reprezintă zodia vărsătorului. Pentru voi, vărsătorul este casa a patra, a familiei și a mamei. În relații de sănătate, într-o etalare de sănătate, această carte ne spune că ar trebui să fiți puțin atenți la situația de sănătate a mamei voastre sau să discutați cu mama voastră ca să aflați, așa cum am spus și mai devreme la o altă zodie, să aflați ce boli cronice există pe linie maternă în familia voastră, de care ar fi bine să știți astfel încât să vă puteți feri. Pentru o altă categorie dintre voi, această stea reprezintă împlinirea unei dorințe și o să scăpați de o problemă de sănătate. Care ar fi aceasta? Nu știu, poate unii o să vă dați jos aparatul dentar și, wow, în sfârșit vi se îndeplinește o dorință, da, pentru un lucru la care ați lucrat mult timp. La alții se văd în sfârșit rezultatele unui tratament. La alții, în sfârșit, găsiți sursa unei probleme, da? În orice caz, este o carte care ne demonstrează că problema voastră are o soluție și că o să găsiți această soluție, dar trebuie și voi proactiv să faceți ceva în direcția asta. Adică nu o să vă pice soluția din cer, trebuie un pic și voi să vă luptați pentru a ajunge la rezultatul dorit. Bun, în carieră, bani, afaceri. Optul de monede. În carieră, scorpionii sunt îndemnați în această săptămână să lucreze, să își perfecționeze skillurile, să depună munca care este necesară ca să ajungă acolo unde vor să ajungă. Este o săptămână în care, dacă poți, ar fi bine să faci un curs, să citești articole, să te documentezi, să muncești, să ții capul jos și să-ți vezi de treabă. Ești într-o perioadă de creștere, de creștere a cunoștințelor, care o să-ți folosească pe termen lung de acum înainte.
cei care aveți afaceri personale sau sunteți antreprenori sau lucrați la anumite proiecte, să știți că efortul depus acum va avea rezultate pe termen lung. Nu o să vedeți rezultatele imediat, azi, mâine, săptămâna asta, dar o să fie niște proiecte care o să vă aducă venituri și peste un an, și peste 2, și peste 10. Foarte interesant pentru scorpioni. Foarte interesant. Să-mi scrieți în comentarii cum evoluează această săptămână pentru voi, sunt chiar curioasă. Mergem mai departe pentru săgetători, pentru cei care aveți luna sau ascendentul în săgetător. Pajul de bâte. Foarte interesant. Pajul de bâte. Săptămâna aceasta sunteți îndemnați să vă folosiți creativitatea, să acționați în concordanță cu nevoile sufletului vostru. Unii dintre voi o să vă implicați în proiecte cu copiii voștri sau cu persoane mai tinere. În orice caz, această carte vă îndeamnă să vă regăsiți entuziasmul față de ceva sau față de cineva. Da? E o carte cu foarte mult potențial, dar așa cum se aprinde acest potențial, așa poate să și dispară. Și challenge-ul vostru săptămâna asta va fi să vă asigurați că acest entuziasm o să-l duceți până la capăt și o să-l folosiți în scopuri benefice pentru voi și pentru evoluția voastră. Da? Voi, ca săgetători, oricum sunteți pe aceeași lungime de undă cu această carte. Da? Sunteți o zodie de foc mutabilă. Aveți foarte multe idei. Vreți să începeți foarte multe proiecte. Problema voastră este cum le duceți până la capăt. Și asta este și energia acestei săptămâni. E foarte posibil ca mulți dintre voi să conștientizați acest lucru la voi. Dacă aveți foarte multe idei, sunteți foarte creativi, aveți idei foarte bune, sunteți super inteligenți. Singura voastră problemă e, ok, începeți prea multe proiecte odată și nu le duceți până la capăt. Sau faceți planul și vă tot gândiți cum să faceți, cum să iasă bine și, nu știu, se întâmplă ceva și nu mai începeți niciodată proiectul respectiv, da? E o săptămână în care puteți să conștientizați lucrul ăsta și e foarte bine pentru că ăsta e primul pas ca să poți să schimbi ceva, să accepti în primul rând că e ceva în neregulă acolo care trebuie schimbat. Și hai să vedem, să clarificăm puțin această energie generală pentru săgetători cu asul de bâte. Da, deci e clar. Săptămâna aceasta sunteți ghidați ca orice începeți, orice proiect începeți sau orice relație începeți, orice parteneriat începeți, orice lucru, relație, proiect, parteneriat, orice începeți săptămâna asta, asigurați-vă că o să-l duceți până la capăt. Pentru că poate să vă aducă niște rezultate fabuloase, că e în plan personal, că e în plan profesional. Nu contează. Orice începeți săptămâna asta, dacă l-ați început, duceți-l până la capăt. Asumați-vă faptul că aveți o responsabilitate față de persoana respectivă, față de proiectul respectiv, față de o comunitate, față de un grup, față de orice ar fi. Hai să vedem. Clarificare în dragoste. Treiul de cupe. O parte dintre voi vă găsiți într-un triunghi amoros. Dacă vă convine să fiți acolo, ok, eu nu sunt aici să judec pe nimeni. Și îmi doresc ca nimeni pe acest canal să nu judece pe ceilalți, pentru că fiecare avem calea noastră, avem drumul nostru pe care trebuie să-l urmăm și lucruri pe care trebuie să le învățăm. Dacă voi vă simțiți ok aici, bine. Dacă nu vă simțiți ok aici, plecați. Pentru altă parte dintre voi care nu vă aflați în această situație, într-un triunghi amoros, există riscul de excese. De excese în dragoste, de prea mult party, prea mult chef, prea ne simțim prea bine sau evoluăm relația mult prea repede și ajungem la burnout. Da, asta e și o carte care duce foarte rapid către burnout. Foarte rapid. Cu toate că, da, atunci când apare într-o etalare de dragoste, arată un triunghi. Că e un triunghi amoros, că e un triunghi de, nu știu, prietenie și două prieteni o vorbesc pe a treia pe la spate. Ceva se întâmplă aici care nu-i tocmai ok și la care trebuie să ai grijă.
clarificarea de sănătate. 5 de cupe. Partea de sănătate ne arată o tristețe. Dacă 3 cupe sunt vărsate și 2 sunt în picioare. Ce trebuie să știi referitor la această carte e că acele 3 cupe care s-au vărsat cumva din vina ta. Adică nu vreau să pun vina pe tine sau să te blamez în vreun fel, dar trebuie un pic să-ți asumi și tu responsabilitatea pentru acțiunile tale din trecut, pentru acțiunile tale din prezent și din viitor, bineînțeles. Pentru că 2 cupe sunt încă în picioare, adică ok, 3 lucruri nu ți-au ieșit, dar mai sunt aici încă 2 pe care te poți canaliza. Când apare această carte într-o etalare de sănătate, mă duce cu gândul la probleme emoționale care îți afectează fizic starea de sănătate. Adică atunci când ești stresat, atunci când ești trist, când ești deprimat, toate lucrurile astea te afectează și pe alte planuri și te face mai susceptibil pentru alte boli. Partea pozitivă este că ai la îndemâna ta elementele necesare ca să te scoți singur din această situație. O parte dintre voi, și aici vreau să atrag foarte, foarte mult atenția asupra acestui fapt, o parte dintre voi vă complaceți în această situație de victimizare. O parte dintre voi acceptați acest triunghi amoros pentru că vă permite să jucați rolul de victimă în fața cercului de prieteni, în fața familiei, în fața societății. Dar vă faceți mai mult rău singuri. Atunci când tu îți faci singur castingul în rolul ăsta de victimă, când alegi să rămâi în această situație de victimă, îți faci doar ție rău. Și îmi pare foarte rău să spun, dar e în puterea ta să ieși de aici. Trebuie doar să faci o decizie conștientă. De mâine nu o să mai fiu victima nimănui. De mâine nu mai accept anumite lucruri în viața mea. Pentru că ai atât de multă energie creativă în background ca energie generală acestei săptămâni, ar fi super trist să canalizezi toată această energie creativă, tot acest potențial în manifestarea unor lucruri toxice pentru tine. Pentru că e un foarte mare risc săptămâna asta. Să rămâneți blocați în energia asta toxică și să generezi mai multă toxicitate în viața ta. Hai să vedem în privința carierei, banilor și a finanțelor. 3-ul de bâte. Da, în carieră, bani, aspecte financiare, aștept să fii renumerat, fie pentru un efort depus în trecut, pentru un proiect care a fost încheiat în trecut, nu știu, poate să primești niște drepturi de autor sau niște salarii compensatori, niște bonusuri din trecut care n-au fost date la timp. Da, vapoarele se apropie de port, nu sunt încă în port, o să mai dureze puțin până când o să și pui mâna fizic pe acești bani, dar se apropie de tine, adică sunt pe drum către tine și tu deja poți să vezi luminița de la capătul tunelului, da? Măcar în aspecte financiare, în aspecte de carieră, lucrurile stau foarte bine. Adică ai atâta energie de foc aici, de creativitate, de drive interior. Nu lăsa aceste cupe, da, din dragoste și din sănătate să îți pună opreliști pe traiectoria ta, pentru că te afli pe o traiectorie foarte pozitivă. Da, e o perioadă grea acum, mai ales că Jupiter, planeta care te guvernează, este în Capricorn, o zodie în care oricum nu se simte prea bine, dar în 2021 o să fie în zodia Vărsătorului, o zodie cu care te înțelegi mult mai bine, care face aspect pozitiv de sextil către zodia ta și lucrurile o să-și revină treptat, o să vezi că o să-și revină treptat, dar acum e momentul ca tu să pui fundațiile pentru ce o să se întâmple în 2021 și dacă tu acum construiești niște fundații instabile, nu te văd bine la anul. Săptămână interesantă. Interesantă pentru săgetători. Hai să mergem la Capricorn, toți cei care sunteți în zodia Capricorn, ascendentul sau luna în Capricorn.
Energia generală a acestei săptămâni este una de tristețe, de durere. Vă vine să plângeți și n-ar fi cel mai rău lucru să plângeți, pentru că măcar este o descărcare, este așa un pusteu de descărcare acestor energii. Tot anul ăsta ați fost loviți din toate părțile. Cu toate planetele astea în Capricorn, cu Saturn, Jupiter, Pluto, ați avut și Mercur acolo și eclipsă la începutul anului. Tot ce se putea întâmpla pe Capricorn s-a întâmplat. E așa o curățare generală a tuturor aspectelor de viață legate de Capricorn. Partea bună e că atâta energie nu o să mai aveți focusată strict pe zodia voastră mulți ani de acum înainte. Partea nasoală e că o să mai dureze un pic până când Jupiter și Saturn părăsesc Capricornul și intră în Vărsător. Mai e un pic, mai e această toamnă. Asta e, trebuie să o îndurați, e o lecție de viață pe care trebuie să o învățați. Sunt niște lecții karmice aici în spate, pentru că Pluto mai ales este o planetă karmică, generațională, Saturn de asemenea, dar într-o mai mică măsură. Fiți tari, fiți puternici. Și dacă aveți nevoie să plângeți, asta e, faceți-o, e o eliberare. Poate fi o eliberare. Hai să clarificăm puțin acest 3 de săbi pentru Capricorn. De ce sunt atât de triști Capricorni? De ce vă vine să plângeți? Pentru că ați lăsat ceva în urmă. Ați ajuns la punctul cel mai de jos și ați luat o decizie conștientă că este momentul să mergeți mai departe și să lăsați ceva în urmă. Hai să vedem o clarificare în dragoste. O să iasă la iveală adevărul legat de o situație de dragoste. Sunteți pregătiți să aflați acest adevăr? Știi cum spun avocații din filmele de la Hollywood? Don't ask a question that you don't know the answer to. Dar nu pune o întrebare la care nu știi deja răspunsul. Ei, eu vă întreb pe voi, vă sunteți siguri că vreți să aflați acest adevăr? Dacă tot ați suferit și ați hotărât deja că plecați, chiar vă mai trebuie și să știți acest adevăr? Poate pentru unii dintre voi acest adevăr legat de o relație de dragoste care iese la iveală va face mai ușor această plecare, această îndepărtare. Pentru că e ok, e ultimul cui, cum s-ar zice, care gata, a sigilat capacul și puteți să plecați mai departe. Dacă nu sunteți pregătiți să aflați acest adevăr, nașpa, pentru că el oricum o să iasă la iveală săptămâna asta. Hai să vedem în sănătate. 5 de bâte. O luptă care a început ca o joacă se transformă într-o luptă pe bune. Cum am spus la câteva zodii deja până acum, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se și întâmple. Ei, voi ați manifestat ceva în viața voastră fără să vă dați seama. Și nu e ceva pozitiv, e ceva negativ legat aici de partea asta de sănătate. Adică atâta v-ați plâns sau ați fost ipohondri sau vi s-a părut vouă că sunteți bolnavi de ceva, că până la urmă ați și manifestat acea boală în viața voastră. Partea bună e că așa cum v-ați creat-o singur mental, așa puteți să și scăpați de ea. Puterea este în mâinile voastre. În bani, carieră și sănătate, 3-ul de monede, o săptămână în care sunteți chemați să lucrați într-o echipă, în care munca în echipă poate să aducă rezultate pozitive și un succes pentru toți cei implicați. Da, unii o să fie pe rolul de executanți, alții pe rolul de manager, alții pe rolul de consultant. Fiecare depinde la ce nivel de carieră sunteți, la ce nivel de experiență ați ajuns, dar munca într-o echipă poate să vă aducă un succes foarte mare. Poate să vă aducă cunoștințe suplimentare, recunoaștere a abilităților voastre în interiorul acelei echipe. Poate că cineva o să vă observe capacitățile și potențialul prin munca pe care o depuneți în această echipă. Ideea este că ar fi bine să aduceți cei mai buni din voi, pentru că cineva important o să fie cu ochii pe voi săptămâna asta, la locul de muncă. Interesant. Interesant. Și poate că această canalizare a energiei în 3-ul de monede
o să vă ajute să depășiți acest moment de 3 de săbi, da? De dezamăgire sentimentală. Canalizați-vă energiile pe job, pe carieră. Hai să vedem, pentru vărsători, pentru ascendent, pentru soare sau lună în vărsător. 10-le de săbi. Cineva v-a fi cuțit în spate. Ați ajuns la punctul cel mai de jos posibil. Partea bună e că războiul s-a terminat, lupta s-a încheiat. Partea rea e că acum trebuie să vă uitați la toate rănile și toate pierderile pe care le-ați suferit. Da, măcar mai rău de atât nu se mai poate, da? Dacă e un lucru pozitiv care pot să-l spun despre această carte, e că mai rău de atât nu se mai poate. Nu știu dacă asta vă încălzește cu ceva, dragii mei vărsători, dar, na, de aici, de la 10-le stabilități, singura direcție posibilă este în sus. Pe finalul săptămânii, de începând cu sâmbătă, luna o să intre în zodia voastră, în zodia noastră a vărsătorului și o să vă ajute să cicatrizați o parte din rândile astea, în astea 10 săbi care le aveți înfipte în spate, în față, în peste tot. Bun, hai să vedem. Clarificare generală. Cavalerul de bâte. Lupta aceasta s-a încheiat și ați pierdut-o, dar se pare că războiul nu e finalizat încă. Și puteți totuși să-l câștigați cu o singură condiție, dacă dați dovadă de curaj. Soarta îi favorizează pe cei curajoși, pe cei care acționează din integritate. Războiul nu e pierdut încă, e doar o bătălie care a fost pierdută aici. Hai să vedem în dragoste. Regina de săbi. În dragoste, voi ca și, cred că balanțele erau, riscați să spuneți, să împungeți cu cuvinte, da? Oricum, regina asta de săbi este o carte pe care eu asociez foarte mult cu zodia vărsătorului. În dragoste o să fiți cea mai adevărată variantă a voastră. Atenție că unii s-ar putea să se simtă lezați de ce aveți să spuneți, dar pe de altă parte să ne gândim. Dacă partenerul sau partenera nu poate să accepte, nu poate să vă accepte pe voi așa cum sunteți, nu poate să accepte comunicarea voastră așa cum vine ea din interior, cum vă vine natural să comunicați, chiar merită să stați lângă acel partener sau parteneră? Nu știu, vă întreb. Răspunsul știți voi. În sănătate. Optul de monede. În sănătate depuneți efort, lucrați la ceva, fie urmați un tratament de lungă durată, o terapie de lungă durată sau lucrați la implementarea unor obiceiuri mai sănătoase în viața voastră. În orice caz, rezultatele se vor vedea pe termen lung, undeva la anul, peste 8 luni, adică începând cu luna iunie. Poate unii dintre voi începeți deja să vă pregătiți pentru vara viitoare, când să sperăm că vom putea să ne facem și noi niște concedii normale și începeți de acum să vă pregătiți pentru beach body, știi? Pentru corpul de scos la plajă. Foarte bine. E o variantă foarte productivă de a vă canaliza energiile în acest moment. Bun. Și în carieră, bani, afaceri, Steaua. Cartea care vă reprezintă, o arcană majoră, în carieră sunteți pe calea corectă. Atâta pot să vă spun, că orice faceți acum e pentru binele vostru suprem, e ca să vă îndepliniți menirea, menirea voastră în plan profesional. O carte superbă, superbă. Atenție ce-ți dorești, că s-ar putea să-ți se împlinească. Dar cred că voi știți ce vă doriți. Vreți să nu mai treceți prin acest 10 de săbi niciodată. Vreți să fiți cavalerul de bâte. Să acționați din integritatea sufletului vostru, pentru binele vostru și pentru binele societății în general, da? Pentru că vărsătorul oricum este o zodie care se gândește la binele universal în general, care vorbește despre societate în general, da? Și Steaua asta care vine aici pe sectorul carierei și a banilor și a finanțelor îmi spune că norocul vostru se află în a-i ajuta pe cei din jur, dar nu doar pe grupul restrâns din jurul vostru, în a face ceva care să îmbunătățească societatea overall, grupul mare din care faceți parte, da, poate chiar umanitatea în general, poate
comunitatea voastră locală, poate la nivel de țară sau la nivel de continent, nu știu, dar e în orice caz un proiect care implică un număr mai mare de oameni și nu doar oamenii din cercul vostru restrâns. Foarte interesant. Foarte interesant. Ați ajuns la, adică o săptămână care începe de la the lowest of the low, de la punctul cel mai de jos până la punctul cel mai de sus posibil pentru un vărsător. Un roller coaster. O să aveți un roller coaster, vărsătorilor. O să fie interesant. Lăsați-mi în comentarii. Sunt foarte curioasă cum o să evolueze această săptămână pentru voi. Și hai să vedem pentru pești. Pentru zodia pești, ascendentul sau luna în pești. Regina de monede. O carte superbă, dragii mei pești. Eu interpretez această carte ca un arhetip feminin foarte întreprinzător. E genul acela de mamă care, sau de energie maternă care poate să organizeze evenimente superbe pe un buget de nimic. E genul acela de energie care, bă, cu două parale, dă cel mai tare chef sau face cel mai mișto proiect ever, da? E genul de energie care știe cum să își împartă resursele astfel încât să aibă o viață confortabilă, ba chiar de invidiat. Este o persoană care e foarte confortabil din punct de vedere financiar, dar nu face excese financiare, adică reprezintă genul de persoană care din salariul său, da, pe care îl obține lunar, din venitul pe care îl obține în fiecare lună, care nu e ceva extraordinar, e un venit mediu, reușește să aibă stilul de viață pe care și l-a propus, să mai pună și bani deoparte, ba chiar să mai și investească, dar investiții chibzuite, investiții pe termen lung, niciun caz investiții în Bitcoin sau în ultimele chestii revoluționare de pe piață. O carte de stabilitate, de stabilitate financiară, stabilitate emoțională, overall stabilitate și aș putea să spun chiar și lux, dar nu lux opulent, ci bun gust mai degrabă. Da, o carte de bun gust, nu o carte de lux și de opulență. Hai să vedem clarificări pentru zodia pești, pentru această energie generală de echilibru, de bun gust și de stabilitate. Steaua. Ok, pentru voi, steaua, care reprezintă zodia vărsătorului, se referă la casa 12 astrologică, casa care oricum este guvernată de voi în mod tradițional, așa că această stabilitate, acest bun gust, acest echilibru vine la voi în zona de subconștient. Acest Neptun retrograd pe casa voastră întâi astrologică vă aduce în echilibru cu lucrurile pe care Neptun le-a răscolit în subconștientul vostru când a parcurs în trecut zodia vărsătorului. Pentru voi e o perioadă de liniște interioară, de pace interioară. Parte dintre voi care sunteți mai sensibili la energiile astrale, puteți să aveți efectiv niște download-uri masive din zona astrală, să înțelegeți anumite lucruri, să vă amintiți anumite lucruri din fie din trecutul pe care l-ați parcurs în această viață sau din vieți anterioare. Parte dintre voi s-ar putea să comunicați cu entități angelice, să comunicați cu divinul, dar totul vine dintr-o zonă echilibrată, adică nu văd aici energii negative care să ajungă în sfera voastră. Pentru că voi sunteți foarte echilibrați, sunteți împăcați cu voi înșivă și atunci energiile negative nu au cum să intre în sfera voastră de influență. În dragoste sunt îndrăgostiții. E o carte care, similar cu doiul de cupe, dar reprezintă acea relație menită, acea relație de suflete pereche și o parte dintre voi fie realizați că sunteți în genul ăsta de relație de suflet pereche, fie vă cunoașteți sufletul pereche pentru această viață. E o carte interesantă. Foarte interesant, foarte echilibrată și foarte interesantă citirea pentru voi. În sănătate, doiul de cupe, da. Asta înseamnă că
sănătatea voastră este legată de această relație și faptul că sunteți echilibrați, vă simțiți protejați, sunteți în echilibru cu voi înșivă și cu direcția voastră de viață, vă deschide poarta către această relație de suflet pereche care vă ajută și în planul sănătății. Adică toate lucrurile sunt legate între ele. În sfârșit realizați că fiecare element din viața voastră este legat de un altul. Dacă lucrurile nu se întâmplă așa, nu se întâmplă la voia întâmplării, lucrurile nu vin în viața voastră la voia întâmplării, toate lucrurile sunt legate între ele și atunci când vă reglați energia într-un anumit domeniu de viață, încep să se regleze și toate celelalte domeniile de viață pentru voi. Foarte frumoasă etalare pentru pești. Iar în privința carierei, a banilor și a finanțelor, pentru voi apare pajul de bâte, adică idei noi, proiecte creative noi, cu foarte mare potențial de câștig. Vă văd, dragii mei pești, într-o direcție foarte pozitivă. Sunteți într-o spirală ascendentă pentru evoluția voastră. Atât pentru evoluția voastră spirituală, cât și pentru evoluția voastră fizică în acest plan al realității. Aveți două arcane majore. Aveți toate elementele la dispoziția voastră. Aveți și monedele, aveți și elementele de aer, da, prin vărsător și gemeni, aveți și elementele de apă, prin aceste cupe, aveți și focul. Aveți toate elementele la dispoziția voastră, dar voi trebuie să recunoașteți că magicianul, chiar dacă nu a apărut în această etalare, este în interiorul vostru și puteți să manifestați orice vă doriți. Orice vă doriți. Etalare superbă, dragii mei pești. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cum se aplică aceste energii pentru voi. Par foarte interesante. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la final. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi, pentru că atunci când încep să vă cunosc mai bine, pot să fac și etalări care se aplice mult mai corect și mai precis pe situația voastră de viață. Lasă-mi un comentariu, dă un like și share pe Facebook, chiar mă ajută foarte mult atunci când dați like-uri, îmi lăsați comentarii sau dați share mai departe la videourile mele. Dacă nu te-ai abonat deja, te invit să te abonezi și să apeși și pe clopoțel astfel încât să primești o informare de fiecare dată când o să pun un video nou. Pe data viitoare, pa, pa!